O elevă de 17 ani din Brașov a ajuns la spital după ce a căzut de la etajul al doilea al unei vile. Tânăra era cu mai mulți prieteni la o petrecere. Dana Bălăcea nu are mai multe informații. Bună ziua, Dana! Cum se simte fata? Bună ziua, fata este internată la spitalul județean Brașov, a fost operată în această dimineață. Medicii cred că ar putea rămâne cu sechele din cauza fracturii de femur. Pe lângă asta, fata s-a ales și cu o fractură de mandibulă. Totul s-a întâmplat într-o pensiune din Brană. Ea a mers acolo cu mai mulți colegi pentru a sărbători ziua de naștere a unuia dintre ei. Se pare că la un moment dat a rămas blocat în balconul de la mansardă. S-ar fi aplecat peste balustradă ca să ceară ajutor și într-o fracțiune de secundă s-a prăbușit în gol. Prietenul ei a aflat în camera de la mansardă, a văzut totul, dar pentru că ușa era blocată, a spart geamul de termopan ca să ajungă la ea. Prea târziu însă, fata căzuse deja în gol, acum este și el internat la spital. Polițiștii au deschis o anchetă. Octavia? Mulțumesc, Dana!